Astăzi vin la dumneavoastră cu o promisiune. În 7 săptămâni vei putea scăpa de 5-7 kg sau chiar mai mult în funcție de cât de hotărât ești. Deci până la vară, promisiunea este că te pot ajuta să scazi sănătos în greutate și să te menții. Putem să scădem în greutate cu un anumit efort și apoi să revenim și asta se cheamă dieta yo-yo sau efectul yo-yo. Nu numai că pot să te ajut să scazi în greutate până la vară, în 7 săptămâni, ci garantat vei găsi plăcere în metoda aceasta, în așa fel încât vei dori să o continui. Mai ales că nu va include mișcare fizică sau efort susținut. Sigur că mișcarea fizică este importantă și o încurajăm aici la Inginerii Creierului, însă este atât de puternică metoda pe care o implementăm cu aceia care deja au fost curioși, au intrat în program, încât organismul nostru își revine, metabolismul se repară și kilogramele încep să scadă în mod natural, fără să trebuiască să includem și componenta mișcării fizice. Imaginați-vă ce se întâmplă în momentul în care, de bunăvoie și nesilit de nimeni, introduci această componentă de câteva minute sau zeci de minute în viața ta. Dar metoda pe care ți-o propun pentru a putea să scazi aceste 5-7 kg în aceste 7 săptămâni până la vară este una care nu ține de mișcare în primul rând, ci de două elemente importante. Pentru asta, sigur, este nevoie să explic puțin ce este cu microbiomul. Voi începe să discut acum despre lucrul acesta, nu înainte de a-ți promite că dacă ești curios și îți dorești, sau curioasă, pentru că ne adresăm de regulă doamnelor, avem posibilitatea să-ți oferim 60 de minute gratuite într-o ședință 1-la-1 de consultanță în care voi explica pe îndelete în ce constă această metodă de pierdere a acestor kilograme în mod sănătos și de menținerea greutății și după cele 7 săptămâni. Sigur că putem răspunde și la alte întrebări, așa că vă invit să accesați linkul din descrierea acestui video și să vă programați pentru această ședință gratuită de consiliere 1-la-1, pentru că săptămâna aceasta mai sunt câteva zile și la final de lună dăm drumul unei noi serii pentru cei care doresc să beneficieze de această promisiune pe care le-o facem până la vară, în 7 săptămâni. Așa că te așteptăm în această ședință gratuită de 60 de minute. Îți poți nota întrebările, poți veni cu așteptări mari pentru că avem deja oameni în program care au beneficiat și în urma acestor beneficii am venit și cu această promisiune între 5 și 7 kg în 7 săptămâni plus multe alte beneficii. Am cunoscut mai mult despre lucrurile astea. Deci mă bucur și îmi pare foarte bine că am fost în grup, că știu mai multe lucruri despre asta, dau mai mare importanță. Chiar dacă înainte le mai auzeam sporadic, mai treceam peste video, ascultam și vedeam, dar nu dădeam atâta importanță, dar văd cât e de important, cât e de important lucrul ăsta. Efectiv de aici, în microbiom, să bunăstarea noastră, să zicem așa. Aici pornește. Dacă acolo nu e ok, totul e dereglat. O să zic ca să fie mai bun. Ceea ce eu am, cum am spus, au fost, de exemplu, mesele de seară, eu le-am luat mai lejer. Erau unele care erau pentru mine, probabil nu la alții, probabil era ok.
Dar pentru mine masa de amiază era mai... uneori schimba masa de seară cu cea de amiază. Cina cu masa de la prânz. Dar rest ok. Și iarăși, cred că ar fi ok ca să fie alimentele mai puțin procesate. Adică cât mai... procesul termic să fie cât mai puțin. Okay. Pentru că așa își păstrează toate proprietățile și tot beneficiul are, dacă e cât mai puțin. Atât, altceva, nimic. A fost, în rest a fost ok, totul. Acestea sunt surpriza pe care o păstrăm pentru cei care intră în această ședință. Surpriza, adică toate celelalte beneficii pe care le veți primi în urma acestei metode, în urma faptului că veți slăbi, pentru că slăbitul acesta sănătos vine la pachet cu o sumedenie de alte beneficii care, sigur, pot reprezenta ținta pe termen lung după cele 7 săptămâni pentru dumneavoastră. Acum, dacă ai în gând să intri și să beneficiezi de aceste 60 de minute gratuite, unul la unul cu mine, poți să intri pe acest link. Poți să pui pauză la acest video și apoi să revii, pentru că vom continua și vreau să vorbim puțin despre câteva elemente importante ale acestui program sau ale acestei metode pe care o folosim și aceste elemente importante țin de lumea interioară a bacteriilor. Așa că pune pauză, înscrie-te în calendar, într-una din aceste câteva zile care au mai rămas pentru până la finalul lunii, pentru că suntem în luna martie și dăm drumul ultimei sesiuni. Asta este o veste bună, ultima sesiune cu preț promoțional. Este un preț foarte, foarte, foarte accesibil, nedrept de mic pentru ceea ce poate oferi acest program, dar sigur este benefic pentru ambele părți, pentru toți cei care intră, dar și pentru noi la Inginerii Creierului, pentru că putem să observăm și să primim cât mai multe reacții pozitive înainte să intrăm cu și mai multe persoane în program. Ok, haideți să intrăm puțin în teorie. Corpul nostru este un organism complex, da? Asta e o glumă aproape, așa sună, dar uităm lucrul acesta și e important să ne amintim. Pentru că el are foarte multe interacțiuni și multe discuții încrucișate între toate sistemele sale. Și sigur că poate fi dificil să înțelegem, să ne explicăm multele moduri în care... corpul nostru influențează greutatea și în special când vorbim de microbiom sau de bacterie din intestin. Acesta este un concept nou. La nivel mondial, undeva la 15 ani, este perioada aceasta în care s-a dezvoltat medicina microbiomului. La noi în țară suntem încă în urmă, dar iată, programul Inginerii Creierului aduce noutatea. Sigur că putem să înțelegem mai bine și asta vreau să facem, să explicăm mai bine ce se întâmplă cu greutatea în legătură cu microbiomul. În primul rând vreau să-ți notezi un cuvânt important despre care o să vorbim și în ședința noastră de 60 de minute și pentru toți cei care intră în acest program după această ședință vom discuta și aceasta este baza, da? Cuvântul este inflamația. Am auzit de inflamație poate atunci când am auzit pe bunica sau pe cineva care are un dinte inflamat sau, nu știu, urechea, timpanul sau ochii sau articulațiile. În schimb, cam greu s-a auzit despre legătura dintre inflamația și luarea în greutate, nu-i așa? Cam greu să-ți dai seama. Ei bine, asta o să explicăm și acum și în special în ședința pe care te încurajăm să o programezi gratuit. Ce este inflamația? Practic este o reacție a sistemului imunitar, da? Deci imunitate. Avem aici, apare imunitatea, da? Ca un element major, pentru că 70-80% din imunitatea ta se găsește în intestin, în microbiom. Este fenomenal. Și atunci,
avem inflamație, avem sistemul imunitar care creează tot felul de probleme de sănătate în corpul nostru atunci când inflamația este în doză mare sau când ea se cronicizează. Atunci când sistemul dumneavoastră atacă un invadator adevărat, bacteria care să zicem că provoacă pneumonia sau o toxină care ne-ar putea otrăvi și ne duce la moarte, atunci organismul are acest mecanism de inflamație care se declanșează ca un fel de pagubă colaterală, ca și cum forța de apărare, armata ta, este mobilizată pentru a neutraliza un dușman, un inamic, tot vorbim de război, da, în jurul nostru. Și, din păcate, a mai lovit și câteva clădiri vecine. Ok? Atunci când avem un invadator adevărat, adică o problemă acută și temporară, pentru că asta înseamnă invadator adevărat, ceva temporar, pentru că, în mod normal, organismul ar trebui să-l distrugă. O problemă care poate fi rezolvată, atunci un sistem imunitar sănătos va distruge acest invadator adevărat. Cu pericolul acesta dispărut, bineînțeles că ce face armata? Se retrage, da? Iese pe străzi ca să repare problema și apoi intră înapoi în cazarmă. Inflamația se diminuează. Dar atunci când organismul este supus în mod continuu la stres sau pericol, ia și un stres de grad scăzut sau un pericol ușor, el poate intra într-o stare cronică de inflamație. Acum, deoarece pericolul nu dispare niciodată cu adevărat, nici inflamația nu dispare, și acesta este mecanismul care face ca sănătatea ta să fie lovită, afectată. Și vorbim de kilograme în plus și tot acumul de lucruri despre care vom vorbi în detaliu în ședința gratuită de 60 de minute. Inflamația cronică, practic, este una, reține și notează, dintre cele mai grave probleme de sănătate cu care ne confruntăm în vest, în țările civilizate, zicem noi. În cazurile cele mai rele, inflamația poate să ducă la afecțiuni autoimune, da? Autoimune, pentru că vorbim inflamație, imunitate, da? Ați înțeles. Inclusiv artrita reumatoidă, scleroza multiplă sau lupus și iată, bolile astea mari, majore, diabet, bol de inimă și cancer. Deci inflamație, boli autoimune, diabet, bol de inimă, cancer. Chiar și simptomele inflamatorii ușoare pot fi dureroase, în special pentru că ele includ creșterea persistentă și încăpățânată în greutate și mai ales când vrem să scădem, încăpățânat să țină organismul, zicem noi, de acele kilograme. Și dacă ați încercat și n-ați reușit să slăbiți, există șanse ca, de fapt, inflamația să fie cea care să se lupte cu dumneavoastră pas cu pas, făcând organismul să rețină grăsimea, indiferent de cât puțin mâncați sau cât de multe exerciții fizice faceți. Da? Acum, indiferent, nu spun că e posibil să pierdeți anumite kilograme, mai ales dacă intrați într-un program din acesta cu un mentor, un coach, însă foarte puțin lume reușește să mai fie motivată, să mai și iasă, să mai și alerge, să mai meargă, să mai plătească și câteva sute de lei la sală. De asta nu am promis și nu promitem că trebuie să facem și mișcare ca să scădem, ci în mod real putem să scădem în greutate doar cu soluțiile pe care noi vi le oferim și pe care le puteți afla intrând în această ședință ca să stabilim ce așteptări aveți, cu ce provocări vă confruntați și să vă explicăm în detaliu cu ce se mănâncă această chestiune a slăbitului până la vară. 5-7 kg este doar începutul care vă dă curaj. Vă dați seama cum vă veți simți să, pentru prima dată, cum am avut persoane în program până acum, au slăbit pentru prima dată, încercaseră și n-au reușit. Te dă o stare de bine, de putere, te împuternicește să intri în sezonul călduros, să mergi la plajă, să fii cu câteva kilograme mai puțin, să poți să urci pe munte împreună cu cineva apropiat și să știi că îți stă înainte o nouă perioadă în care poți să continui programul acesta și să slăbești. E minunat, pentru că vei avea acces la aceste informații pe viață.
și poți să rămâi într-o comunitate care să te ajute pe viață cu costuri reduse. Aș fi zis minime pentru ceea ce poate să ofere programul. Sigur că mulți factori pot să provoace inflamații, inclusiv stresul. Prea multe obligații, puțin timp liber, medicamentele, da? Atât cele eliberate fără prescripție medicală, cât și cele eliberate pe bază de rețetă, și o dietă bogată în dulciuri, în amidon, în grăsimile sănătoase, sunt mai multe elemente. Vreau doar să amintesc despre un doctor, doctorul Paresh Dandona, care era profesor la Universitatea de Stat din New York, șeful Centrului de Diabete Endocrinologie, care a confirmat rolul inflamator al dietei. Pentru că doctorul acesta în 2004 a măsurat efectele unui mic dejun tipic de tip fast food și l-a cerut subiectilor să consume 2 sandvișuri pentru micul dejun, unul cu ouă, șuncă brânză, celălalt cu cârnați, o brioșă, împreună cu 2 chiftele, cartofi prăjiți, și l-a măsurat nivelul proteinei C-reactive, CRP-ul, care este un marker al inflamației. Și spre surprinderea lui Dandona, rata de inflamație a subiectilor săi a crescut foarte mult doar în câteva minute și a rămas ridicată timp de ore. Postprandial se cheamă acest efect. Și doctorul Dandona se aștepta la o reacție din partea alimentelor inflamatorii, dar nimeni nu a documentat vreodată un răspuns atât de rapid ca doctorul acesta. În cele din urmă, Dandona a descoperit că alimentele bogate în zahăr procesat, carbohidrați rafinați și grăsimi nesănătoase încurajează creșterea anumitor tipuri de bacterii intestinale. Asta a descoperit, asta e fascinant. Și acum, deoarece, și asta e un bob de aur pe care ți-l dau, deoarece durata de viață a unui microb este de numai, atenție, 20 de minute, bacteriile nesănătoase încep să le copleșească pe cele bune, imediat ce gustă din grăsimile acelea și din amidonul acela. Și atunci aceste bacterii nesănătoase sau rele, dacă vreți, produc rapid o substanță numită endotoxină, care provoacă o reacție de apărare a sistemului imunitar, adică o inflamație. Și apoi aici vine metabolismul dumneavoastră. Inflamația declanșează o supraproducție de insulină, ceea ce face ca organismul să nu mai ardă grăsimile și să înceapă să le stocheze, da? E atât de simplu, e mecanism matematic, am zice, chimic, de fapt. Apoi, inflamația dezechilibrează și semnalele de leptină, ceea ce face să vă simțiți greu, mai greu sătulă. Și dacă încercați să slăbiți, această schimbare metabolică poate fi cea mai mare insultă, pentru că vă întrebați de ce corpul meu luptă împotriva mea. De ce se agață de grăsime? De ce nu mă lasă să mă simt sătulă? Și ca să răspundeți la aceste întrebări, imaginați-vă că sunteți în junglă, în stepă, că găsiți mâncare greu și că sunteți în pericol tot timpul din lipsă de hrană și din cauza prădătorilor. În momentul în care veți găsi, veți depozita, organismul dumneavoastră va depozita și veți vrea să depozitați ca să vă asigurați că rezistați până când nu se știe când, da? Când veți mai găsi următoarea. E, la fel este și cu organismul nostru. Suferind de o inflamație cronică de nivel scăzut, da? dacă nu ne confruntăm cu un pericol imediat, ne aflăm în această stare cronică de stres scăzut, ca urmare suferim de această inflamație, iar această inflamație dă indicații sistemului nostru pentru a ne modifica metabolismul. Și organismul nostru este în criză. Prin modificarea metabolismului, corpul încearcă să ne ajute să supraviețuim în cel mai bun mod, adică să păstreze până la ultimul gram de grăsime corporală. Și asta pentru că mâncarea e rară, avem nevoie de grăsime corporală, asta se întâmplă în scenariul nostru imaginar, da? Bun, sigur că dacă urmăriți acest video și este pe final, nu vă mai țin, nu te confrunți cu o amenințare cronică de înfometare. Cel mai probabil că ești disperat să renunți la kilogramele în plus și la excesul de grăsime care îți amenință sănătatea și bunăstarea, și v-ar plăcea să vă opriți în mod natural din mâncat atunci când nu mai e nevoie de mâncare în plus sau din dulciuri. Dar legătura aici este clară. Un corp aflat sub stres
trimite mesaje pentru a păstra fiecare gram de grăsime în plus. Indiferent dacă stresul e cauzat de o drâmeție prin tundră, cum am vorbit, sau de prea multe termene limite sau de o problemă de familie în curs de rezolvare, corpul primește același mesaj și răspunde în același mod prin reținerea grăsimii. Dar există și o soluție aici. Vindecarea inflamației, reducerea microbiomului la o ecologie mai sănătoasă și resetarea metabolismului pentru a arde grăsimile în loc să le stocăm. Primul pas va fi să nu mai mâncăm tipurile de dulciuri, amidon și grăsimi nesănătoase care alimentează acești microperturbatori. Să trecem la tipurile de alimente care ne vor susține un tip mai sănătos de bacterii și acestea sunt bogate în niște elemente despre care o să vă spunem mai multe în întâlnirea de 60 de minute. Sunt mai multe de zis, cred că v-am stârnit curiozitatea. Vă promitem între 5 și 7 kg că veți pierde în mod sănătos și veți continua să vă mențineți și după aceste 5-7 kg până la vară. Dacă vom intra în acest program care va începe în câteva zile, la un preț promoțional, așteptăm să discutăm în ședința live de 60 de minute 1 la 1. Link găsește în descriere. O zi sănătoasă!